Deși pare greu de crezut, de când s-a transferat la Real Madrid, Eden Hazard are doar 73 de meciuri. Eu când o să fiu mare, asta vreau să fiu, Hazard. Bun găsit, dragi prieteni, la tradiționala pastilă de sport. Astăzi vreau să fac vorbire despre Eden Hazard. Eden Hazard, sau cum se citește dumnealui, Hazardul, bă băiete. Fotbalistul despre care se vorbește foarte mult în zilele acestea, nu numai în presa din Spania, ci din întreaga lume, fără ca el să evolueze. Acum nu vrem să facem bășcălie, pentru că probabil că are probleme de ordin medical și nu este treaba noastră. Însă vreau să vă spun doar atât. Nentu Eden a ajuns la Real Madrid în 2019 contra sumei de 115 milioane de euro. 115 milioane, este a șaptea parte dintr-un miliard de euro. 2019. Suntem aproape că am terminat luna martie 2023, deci au trecut ceva anișori și el a adunat până acum 73 de meciuri și a marcat 7 goluri pentru Real Madrid. Astea 73 de meciuri nu sunt reale, adică ele sunt reale, există, dar n-a intrat acolo să doboare, să joace mult, uneori rezervă sau când a fost titular a fost scos de pe teren. Și acum el tot timpul este accidentat, tot timpul, când ei au nevoie de el, nu mai au pe nimeni pe curte că el sunt accidentați, să dupe Hazard. Hazardul e al de unde nu-i, că el e accidentat tot timpul. Și a început Ancelotti să spună așa: eu nu sunt aici antrenor ca să-i dau lui minute, eu trebuie să bag cei mai buni jucători în teren ca să câștig titluri, că de-aia sunt antrenor și la Real Madrid numai. Omul zice nu vrea, asta este discuția lui Ancelotti. A venit Toni Kroos, coleg echipierul lui, și a zis: băi, nu vă mai faceți atâtea probleme, că ea tot plângea, aoleu, nea Edene. Nu, n-are o viață grea, a zis el, nu are greutăți, el doar nu joacă, dar își primește banii. Am citit și câți bani. Nu știu ce mă înțeleg aici. 22 de milioane de euro pe an, fără să joace aproape nimic. Știți câte meciuri are în acest sezon? 7. Bine, are meciuri, are niște minute în 7 meciuri, 296 de minute. 9 ori 4, 30, deci nu are 4 meciuri, 3 ori 9, 27, are 3 meciuri jucate cap-coadă în acest, 3 meciuri și un pic jucate în acest sezon și este normal să se întrebe. Pe partea elaltă vine Nea Curtoa și zice: băi, ăsta s-a antrenat bine cu Naționala Belgiei și așa mai departe, când a venit încoace a crezut că are și el o oportunitate, n-a avut și a lăsat capul jos. Acum cei de la Real Madrid se interesează cum să facă să găsească pe cineva să-l transfere și să-i plătească și salariul de 22. Mai ținem noi, mai ții și tu și așa mai departe. Ceea ce ne interesează, probabil că despre fotbalistul acesta se va putea vorbi ani de zile din moment. Din 2019 până acum are 73 de partide, dar așa cum spuneam, nu toate ca titular sau dacă a început, n-a ținut-o până la sfârșit. Are 7 goluri marcate și sezonul ăsta are 300 de minute adunate. Un fotbalist pentru care s-a plătit 115 milioane de euro. Știu, o să veniți și o să spune: dar vezi, bă, și de Dembele ăla. Dembele mai prinde. Vezi, mă, și de Griezmann, de mi-ți l-a dat la Barcelona, l-a adus înapoi la Atletico, sunt acolo, joacă, îi vezi, nu-ți morți. Accidentat, Dembele mai tot timpul. Dar de Nentu Eden nu se mai știe aproape nimic. Ăștia au zis, sunt niște poze cu el, să mă iertați, dar are boilerul un pic mai mic decât al meu, adică da, și el este jucător de 115 milioane. Au început și bășcăliile, ați văzut că și eu la început în deschiderea pastilei am zis eu când o să vreau să devin mare, eu când o să fiu mare o să vreau să devin Eden Hazard, pentru că la 115 milioane ți-au dat pe mine și 22 de milioane de euro să nu joc, să nu fac nimic. Eu zic că toată ziua el se dă accidentat. N-am zis că nu, bă, opriștene, dar ești tu medic? Nu! Gândiți-vă numai așa, oameni buni, ca idee, un jucător pentru care s-a plătit a șaptea parte dintr-un miliard de euro să joace 73 de partide în vreo 4 ani de zile. Probabil că clipele sunt numărate acolo, raele, al o să mai intre când o să mai... adică niciodată. E clar că Ancelotti nu l-are la inimă, se bazează pe alt jucător și de fiecare dată când e nevoie de el, îl lasă acolo și nu-l bagă în seamă. Nu sunt aici ca să-i dau lui minute, adică i-a zis-o direct: băi, eu nu am venit aici să fac antrenamente cu tine oficiale, să te bag în teren. Eu sunt aici plătit ca să am rezultate și bag numai jucătorii cei mai buni. Nea Edene, dacă ne auzi, noi să știm că suntem alături de tine. Dar au început și ăștia, vezi, ai mare grijă că au început și ăștia din echipă, colegii tăi, proprii coechipieri, să nu prea te mai halească. Ai grijă, nu știu ce faci acolo. A mai fost exemplu și cu Bale. Bale până la urmă s-a dus în Statele Unite, s-a retras, a apucat de golf. Hazard la 32 de ani cred că mai are multe de spus, deși și Bale mai avea și s-a retras, așa că să nu cumva să-l vedem pe la niște curse de cai sau pe la golf, dacă i-o plăcea. Dragi prieteni, mii de mulțumiri că ați fost alături de noi.
toate cele bune și, bineînțeles, celebrele jocuri de cuvinte cu hazard, azard și așa mai departe. Rămâneți alături de noi, mii de mulțumiri, la revedere!